Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Numărul de copii și adolescenți diagnosticați cu rujeolă în județul Suceava este în continuă creștere. De la începutul anului până la sfârșitul lunii iunie s-a înregistrat un număr total de 240 de cazuri de rujeolă. Reamintim că vaccinarea este singura metodă de prevenire a acestei boli. Rujeola este o infecție virală care poate evolua cu complicații majore ce pot ajunge până la deces. Vaccinarea este recomandată copiilor cu vârsta între 9 și 11 luni, cu revaccinare la vârsta de 1 an și ulterior la vârsta de 5 ani. Copiii nevaccinați pot beneficia de administrarea vaccinului antirujeolic prin prezentarea la medicul de familie, schema de vaccinare fiind adaptată pentru fiecare caz în parte. De la începutul anului până la sfârșitul lunii iunie s-a înregistrat un număr total de 240 de cazuri de rujeolă, dintre care 101 cazuri în mediul urban și 139 în mediul rural. În luna iulie, în primele 3 săptămâni, s-au înregistrat 61 de cazuri de rujeolă, majoritatea din focarele în evoluție. Din totalul cazurilor, au fost 200 de pacienți internați în spital și izolați la domiciliu au fost 40. Zonele din județ unde s-au înregistrat cele mai multe cazuri de rujeolă sunt Vicovu de Sus cu 58 de cazuri și Câmpul Lung Moldovenesc cu 55 de cazuri. S-au mai înregistrat cazuri de rujeolă și în Moldovița, Rădăuți și Capul Câmpului. Conform Direcției de Sănătate Publică Suceava, în acest moment sunt în evoluție două focare comunitare, la Vicovu de Sus și la Capul Codrului. În ambele focare este vorba despre copii nevaccinați sau vaccinați incomplet, părinții refuzând vaccinarea sau neprezentându-se la medicul de familie. Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava arată că s-au derulat campanii de vaccinare din ușă în ușă, la Vicovu de Sus, unde au fost vaccinați un număr de 54 de copii, și la Capul Codrului, unde au fost vaccinați 50 de copii. DSP dispune de stocuri suficiente de vaccin și reamintește populației că administrarea vaccinului după schema corectă este unul sigur și conferă imunitate, scutind copiii de riscul trecerii prin boală și sau apariția unor complicații.